Andreea, vă mulțumesc frumos că ați venit. Numele meu e Andreea Răscopa, pentru cine mă cunoaște, sunt organizatorul Raliului Moldovei și președintele clubului Rally Spirit. Microfon? Da. Suntem anul acesta, Bacău este gazdă pentru o etapă de campionat european, vorbim de campionatul european al Trofii și etapa în Cupa Balcanică. Am simțit și era firesc să fac acest pas înainte și cred că cel mai important lucru și ceea ce m-a determinat și m-a încurajat să fac pasul ăsta este tocmai această echipă pe care ați consolidat-o și acestor oameni care vreau să le mulțumesc. Și sunt lângă mine domnul primar de la Moinești, care, așa cum știți, comunitatea din Moinești a fost lângă noi 100% în fiecare an, comunitățile învecinate din Moinești, Comuna Zemeș și Comuna Măgirești. Consiliul Județean, anul acesta, ne-am strâns mână și a venit alături de noi și nu în ultimul rând, evident, și aici îmi pare rău că domnul primar nu este, domnul Cosmin Necula, primăriei Bacău. Când am făcut în iarnă, când am luat această hotărâre să depun candidatura pentru etapă în campionatul european, am făcut o discuție cu acești domni și i-am întrebat dacă poate să-mi ofere și dacă vrem să plecăm împreună la acest proiect, fiindcă sunt multe elemente de noutate, sunt multe acțiuni noi care se fac comparativ cu anii trecuți și au spus da și chiar m-au felicitat. Ceea ce mi-a dat curaj și iată ne ajungi acum la o săptămână de desparte de Raliul Moldovei Bacău, etapă în campionatul european. Din punct de vedere al concurenților, avem confirmare din partea echipei Hyundai, oficială din Ungaria. Campionul european la grupa N, David Botca, a venit cu o mașină nouă în premieră la Bacău. Și lista continuă să se updateze. Însă, până intra în detaliile de detalii tehnice, aș vrea să dau cuvântul să zic așa, invitaților și domnilor din cadrul echipei mele, că așa îmi place să spun, și aș începe cu Consiliul Județean, prin reprezentantul acesteia, și să permit să întreb ce înseamnă acest eveniment pentru acest județ. Mulțumesc! Ne bucurăm că acest eveniment se desfășoară la noi în județ. Sperăm că, și nu sperăm, cred că va fi un capital de imagine pozitiv pentru noi. Mă bucur că prin hotărârea Consiliului Județean de a sprijini acest eveniment s-a reafirmat susținerea și implicarea noastră în astfel de evenimente. Cred că este un eveniment de anvergură pentru că anul acesta noi suntem Bacău este considerat oraș european al sportului și cred că este cel mai important eveniment pe care îl desfășurăm anul acesta în județul Bacău. Mă bucur că ne-am adunat la o masă rotundă și am pus umărul toți, atât cu Consiliul Local, cât și Consiliul Local al Bacău, cât și celelalte comune. Felicitări pentru ceea ce faceți și mult succes! Mulțumim frumos! Aș vrea cuvântul domnului primar Valdivieru. Acest raliu înseamnă pentru municipiul Moinești un eveniment de promovare, un eveniment care aduce o creștere a imaginii municipiului Moinești la nivel național, chiar la nivel european. Este a 7-a ediție, știți cu toții Moinești, eu a fost parte la fiecare ediție, chiar și ultimii 2 ani singuri participanți financiar, să spun, la ediție, mă refer aici la autoritățile locale, nu chiar singur, și comunele din jur. Vreau să spun că odată cu acest eveniment, străzile orașului vor fi pline de standuri, de steaguri, de afișe de promovare a celor care participă și asta aduce plus valoare și municipiului Moinești. De asemenea, traseele din municipiul Moinești sunt apreciate de concurenți, sunt deosebite și
pună așa în valoare zona turistică a municipiului Moinești. Știți cu toții, Moineștiul din februarie este declarat națiune turistică. Noi avem și un calendar de evenimente promovat odată cu un proiect de promovare turistică a municipiului Moinești. În acel calendar face parte și acest eveniment. Nu numai Moineștiul a prins viață cu evenimente de dedicate zilei copilului, dedicate zilei petroliștilor, dedicate tradițiilor de iarnă, iată și acest eveniment aduce plus valoare localității noastre. Este o implicare umană, financiară, este de bun augur localității și nu numai județul. Eu vă mulțumesc, sper să fim echipă în continuare, să realizăm an de an ediții frumoase a acestor evenimente. Mulțumesc frumos! Da. Vă mulțumesc, uitați că am ajuns la ediția 7-a a Liului Moldovei. De 3 ediții și Comuna Măgirești este susținătoare, alături de municipiul Moinești și de Comuna Zemeș în zona acolo, de municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău. Domnul Adrian Astea, vreau să vă mulțumesc și să și vă apreciez pentru munca pe care o depuneți. Vă apreciez și pentru faptul că aveți rezultate ca pilot. Vă doresc succes pe aceste trasee pe care o să evoluați. Și la fel și celorlalți concurenți, le urez succes și să ajungă la final cu mașina intactă, că pe podium nu pot ajunge totodată. Vreau să promit să vă pun la dispoziție un alt traseu pentru cel pe care discutam, traseul Stănești. Dacă dă Dumnezeu ca la anul să fie un an măcar cum a fost acesta, să putem amenaja traseul prin Stănești în continuare spre Comuna Zemeș. Și pentru că aici la masă colegul nostru, Valentin Vieru, duminică va fi candidat la primăria municipiului Moinești, doresc succes ca în continuare activitățile culturale, sportive, pe care și o parte din ele pe care le desfășurăm împreună, să se desfășoare sub conducerea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnule primarul Comunei Zemeș. Spre deosebire de colegii mei, cu mai multă experiență, eu sunt novice, ca să zic așa, am participat în trecut cu nevoința noastră, nu m-am implicat sub nicio formă, am aceasta sper să iese și nouă, să țin pasul cu colegii mei de la Cănești și de la Măgirești. Vreau să nu vă dezamăgesc, să știți că ne implicăm și încercăm să facem o figură frumoasă. Am promis că vom fi gazde, ne facem datoria până la capăt, câteva de primitoare. Pentru noi, acest eveniment nu poate fi lăsat cu întuzorare. Ținând cont de poziția geografică în care stăm, unde vom la capătul drumului, e bine să veniți noastră de acolo. Da, multă baftă drumului primar de la Măinești. Mulțumim că v-ați venit și la noi și încercăm să fim la înălțime. Mulțumim frumos! Chiar dacă domnul primar nu este prezent, aș vrea să fac câteva completări și să menționez că acest eveniment s-a pliat foarte bine pe proiectele, cele două proiecte mari pe care le are primăria Bacău. Vorbesc de Bacău, capitala sportului european și capitala tineretului în România. Ca și motor de promovare, evenimentul, din punctul nostru de vedere, așa cum a zis și domnul vicepreședinte, este cel mai mare și cel mai vizibil din acest proiect. Iar cu Asociația de Tineret am avut o discuție și sunt 420 de voluntari care vor fi prezenți săptămâna viitoare și ne vor ajuta în distribuția acelui ziar pe care l-am printat în 10.000 de exemplare. Și sperăm să reușim să distribuim tot județul în timp util, astfel încât informația să ajungă și să reușim să aducem cât mai mulți oameni pe promă.
Așadar, pentru nu este numai un eveniment sportiv, din punctul nostru de vedere, Raliul Moldovei are implicații și la nivel social. Așa cum o să găsiți informații în acest ziar, veți vedea că am demarat o serie de campanii cu liceele din Moinești și sperăm ca începând de anul ăsta să începem și în Bacău și în alte comunități pentru conducerea. Mulți dintre ei vor fi posesori de carnet, conducere defensivă, cod prevenția în trafic, purtarea centurii de siguranță și toate lucrurile astea sunt înglobate sub această umbrelă a acestui eveniment. Aș vrea să fac un apel și la clemența bacăvanilor, că probabil că știți sau veți știe în comunicatul de presă, se va amenaja un circuit stradal în jurul casei de cultură și în fața prefecturii până la hotelul Decebal. Acest circuit stradal va reprezenta ultima probă, a opta probă din prima zi de concurs, va fi super specială a evenimentului și sunt niște măsuri extraordinare de securitate și un plan de securitate care va fi pus în aplicare, va trebui eliberat de toate parcările și se vor monta începând de joi dimineață niște garduri de protecție, vom aduce aproape 3 km și jumătate de gard, baloți de paie și în tot planul ăsta de securitate va crea un ușor disconfort traficului din Bacău, dar eu cred că pentru 2 zile pe an vom găsi înțelegere la cetățenii care stau și locuiesc în această apropiere a acestui circuit, mai ales că toată această probă specială va fi transmisă timp de 2 ore pe TVR HD, Dolce Sport și cu 20 de minute de intervenție în TVR 1. Practic, este un festival al transmisiunilor în direct. Acest eveniment beneficiază de 6 ore de transmisiune live. Suntem singurul eveniment sportiv, de motorsport din România, care beneficiem de un astfel de capital de imagine. Ăsta e rezultatul unei nebunii de ale mele, că anul acesta vom veni cu 2 caruri de producție. În prima zi de vineri se va transmite, vor începe transmisiunile de la apropiere la Măinești, pe Bernești, unde anul trecut, dacă a făcut transmisiunea cu 5 camere fixe, anul acesta va face transmisiunea cu 7 camere, 5 fixe, 2 de SNG-uri. De SNG-urile sunt camere care pot transmite prin sistemul Wi-Fi și vom încerca să acoperim cam toată proba specială. După care vom avea parte de servici și venim în centrul Bacăului, unde va fi iar preluată transmisiunea cu alt card de televiziune, cu 12 camere, cu 2 drone. Deci o echipă foarte, foarte profesionistă și un plan foarte bine pus la punct în spatele acestor transmisiuni. Iar recitalul se va termina ziua de sâmbătă cu ultima probă Bucuș, unde la fel vom muta primul care produce de la Iași, va face transmisiunea ultimei probe și vom afla cine este câștigătorul. Așadar, cred că poate asta fi unul dintre argumentele principale și zic eu că ne vom pune pe programe de televiziune la nivel național cu publicitate pozitivă de aici, din județul Bacău și va afla lumea despre acest eveniment. Europa FM este partener, acum 3 săptămâni jumate am semnat, ei a fost înțelegere în 2 zile și deja cei care ascultă la nivel național suntem în fiecare zi cu spot de promovare. Și cu sprijinul vostru sperăm să aducem cât mai multă lume pe probele speciale, pentru că până la urmă asta oferim un spectacol, o competiție sportivă și un concurs de fair play care veți avea ocazie să-l vedeți săptămâna viitoare. De asemenea, invităm la startul festiv joi la ora 19:30, unde vor avea ocazia toți cei care vor să vină să-i vadă pe piloți, să stea, să facă poze, să-și vadă autografe, să vadă mașinile de concurs. Vom fi prezenți timp de 2 ore la o sesiune de autografe și ședințe foto în fața Consiliului Județean, unde va fi amenajată această scenă. Tot această săptămână și tot acest efort se va încheia sâmbătă seară cu festivitatea de premiere și un concert holograf. Inutil să vă mai spun cine este holograf și sunt convins că vom aduna câteva mii de oameni de aici în piață care să ne aplaudă de atât pe noi la festivitatea de premiere cât și pe cei de la holograf.
Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, să am rugămintea să promovați acest ziar pe canalele dumneavoastră. Pot fi găsite la Selgros, pot fi găsite în benzinăriile Helios și copiii de la cel tineret, copiii pe Zvedea în oraș, vă vom mâna aceste ziare. Vă mulțumesc frumos! Te rog! Cam câte echipaje estimezi că vor fi alături? Pentru că mai e o săptămână totuși să mai poți produce modificări. La momentul respectiv... Suntem peste media anilor trecuți, ca și participare. În momentul de față avem aproape de 40 de mașini, însă scriere se termină abia luni. Și aici, îți mulțumesc că m-ai întrebat ca element de noutate, veți avea ocazia să vedeți că sunt trei competiții care se întâmplă. Este campionatul european, este campionatul național de rally care include și campionatul sau de mașini istorice și am reușit să atragem lângă noi și parada retromobil. Veți avea ocazia să vedeți niște mașini absolut superbe, mașini foarte scumpe, care sunt în prima zi de concurs, cât noi vom fi la Moinești, ei vor pleca din Bacău către Onești, ne vor întâlni seara în centrul Bacăului, a doua zi noi vom avea ziua de concurs în Bacău, iar ei vor parcurge traseul către Moinești și iar ne regăsim seara. Însă joi, această start festiv, vor fi și ei invitați și vom fi pe o parte a drumului concurenții campionatele de raliuri, pe o parte parada de mașini istorice. Parada de mașini istorice, cam câte mașini ar cuprinde? Ca vechime, adică mașina cea mai veche? Gândește-te că probabil vor fi mașini undeva de la 37. Eu spun că am fost acum două săptămâni la Târgu Mureș la oastră de eveniment. Clubul nostru sportiv, clubul organizator de acolo, iar ei vin și ne ajută aici la Bacău. Sunt mașini de la Ford T din 37 până la undeva în zona anilor 88-89. Mai tinere de ei nu prea mai intre în clasa istorice. Însă sunt niște piese foarte frumoase, foarte scumpe, niște oameni extrem de pasionați și o să vedeți o trecere a timpului și o diferență între caii putere din acei ani și caii putere de ani, anii 2017. Ok. Mulțumim frumos!